am revenit la prof online cu exerciții de matematică, la geometrie. Da, m-am revenit cu probleme de geometrie, da? Să zicem din nou tema pentru acasă. Acasă. Clasa, nu? A. Clasa. Am făcut problema 17 de aici, 18 se încercăm acum. Determinați măsurile de unghiuri exprimate prin x, y și z din figura de majoră, știind că a e paralel cu b. Deci, avem două drepte paralele, a și b, a și b paralele, o secantă, care formează unghiurile x, 4x, z plus 20. Z plus 20 de grade. Deci x, 4x, z plus 20 de grade. Să găsim unghiurile x, y și z. Să aflăm unghiurile x, y și z. Adică să știm pe, aflăm pe x, a, dar nu, y nu văd aici. Deci x în altă parte, la punctul B. Am înțeles. Noi lucrăm pe A. Deci lucrăm la A. Cazul A. Și în ipoteză ce avem? În ipoteză, avem că unghiul A, dreptele A și B sunt paralele. A și B sunt paralele. Să aflăm unghiurile, unghiul X și unghiul Z. Cât este de mare? Să aflăm pe X și pe Z din problema asta. Cu cine? În concluzie, mi se cere să aflăm X egal cu cât și Z, Y sau Z este aici, da? Z egal cu cine? Care sunt măsurile? Da, începem. Da, toată lumea este atentă. Să vedem cum gândim aici. Ce unghi? Asta e cu X notat de aici. Ce fel de unghi? Cu X? Da. Altern X? Nu, deocamdată este în exterior. Un unghi în exterior, da. Da? El cu cine ar fi congruent? X cu Z plus 20. Da. Nu cu Z plus 20. Ăsta ar fi un unghi, e un unghi deformat de una din drepte, cu secanta, care este unghiul ce este congruent cu ăsta, și îmi permis să spun congruent, atenție, fiindcă dreptele sunt paralele. Corect. Și acum unghi, perechile de unghiuri sunt alterne interne, alterne externe, corespondente, congruente toate. X-ul ăsta cu cine ar fi congruent? Nu l-am notat. Să notăm aici. Hai să notăm cu A și cu B. Locul de taie. Aici să ducem M. M. P. Q. Q. R. Yes. Întrebarea mea este asta. Unghiul RAQ, RAQ, notat cu X, cu care unghi este congruent? Cu M, B, N. M, B, N. Corect. Din ce motiv cu M, B, N? Păi sunt alterne externe. Sunt alterne externe. Deci, din cauza faptului că avem A paralel cu B, rezultă că vom avea, și să le luăm pe toate, vom avea A de spune încă o dată. R. R. A. E. R. A. Q. R. A. Q. Congruent cu. R. A. Q. Congruent cu. Cu ăsta. P. B. N. P. B. N. Cu P. B. N. Cu ăsta așa. Da. Ăsta de aici. Cu ăsta așa. Nu. Nici vorbă. Deci, ăsta de aici, în ce calitate să fii congruent cu ăsta?
Uite, ăsta de aici e de o parte a secantei de aici, da? În partea asta. Ăsta e tot de aceeași. Ar fi în calitate de corespondente, dar nu sunt congruente. Cu care ar fi în calitate de corespondente? El IQ. Cu cine? Cu cine Radu? Radu, pare. Vlad. Cu cine Vlad? El IQ. De partea asta, ca să mă duc la corespondente. El a spus pe cu PBN. Nici vorba cu PBN. Anca? Cu ABP. Cu ABP. Hai să audă, să se audă și în Arad. Da? În Oradea o să audă. Da, trebuie să vorbim mai tare. De ce ai spus tu cu unghiul ăsta de... În ce calitate l-ai văzut? Ochiul spune că n-are cum să fie congruente. Da? Din felul în care îl văd pe ăsta mai micuț. Hai să spunem. Și ăsta e mai mare. Ăsta e obtuz. Și ăsta parcă e ascuțit. Deci cum să-ți permiți să spui că sunt congruente? Să n-ai voie. Da? Deci nu au nicio șansă să fie congruente. RAQ este, spuneam, Iruna ca unghiuri alterne externe. Cu care unghi? El a numit, dar n-ați fost atenți. Trebuie să fie alterne externe, a zis Biruna. Deci să alterneze, dar în exteriorul dreptelor. Dacă alternează, vă gândiți pe partea asta altă. Cu M, B. M, B, M. Da, mai tare, e curat. Deci, R, A, Q, cu M, B, M. R, A, Q, congruent cu cine? Cu M, B, B și N. M, B, N. Și spunem de ce. În ce calitate sunt congruente? Alterne externe. Alterne externe. Alterne externe. Da? Deci în calitate de unghiuri alterne externe. Tot unghiul RAQ, cu care unghi este congruent? Într-o altă calitate acum. Tot RAQ cu alt unghi cu ABP. Cu ABP ca fiind unghiuri corespondente. Da? Deci tot RAQ RAQ congruent cu cine a spus? Cu ABP ca fiind unghiuri corespondente. Da? Corespondente. M-am luat de RAQ și l-am văzut congruent cu M, B, N ca alterne externe și cu celălalt ca fiind unghiuri corespondente. Haideți să ne luăm de vecinul său. RAS. Unghiul RAS. RAS. Congruent cu care unghi? Cu M, B, N. Cu M. B. Nu. Cu A. Cu P, R. Cu B, B, N. Sau cu da, B, B, P, B, N. Cu P, B, N. Da. În ce calitate ar fi? În alterne externe. Alterne externe. Deci congruent cu P, B, N. Da. Da? Ăsta de aici cu ăsta de aici. Congruente ca fiind alterne de o parte de alta și în exterior. Deci congruent cu P, B, N. P, B, N. Alterne. Cum am spus? Externe, da? Tot unghiul RAS cu un alt unghi, dar cu alt unghi, însă în calitate nu de să alterneze, până de aceeași parte a dreptei, poate mai vedem pe RAS cu cine? RAS cu M, B, A. M, B, A. Da. Sau A, B, M. În ce calitate? În calitate de corespondent. Unghiuri corespondente. Da. Deci unghiurile R, A, S, R, A, S, congruent cu unghiul A, B, A, B, M, A, B, M. Și spunem în ce calitate? Corespondente, da? Corespondente.
existente. Corespondente. Hai să mai vedem. Deci l-am luat pe ăsta. Și pe care? Și pe ăsta. Și ne-am găsit perechile cu cine anume. Haideți să luăm pe ăsta de desubt. Citim prin câte? QAB. QAB. Cu care unghi și în ce calitate sunt acele QAB? QAB cu B. QAB cu cine? QAB. Îl vedem pe QAB, da? QAB, Vlad. Cu MBA. Cu MBA. În alterne interne. Alterne interne. Deci de o parte și de alta, Adi, alternează și sunt în interiorul dreptilor. Alterne interne. Deci, să spunem și noi că e vorba de QAB, QAB, congruent cu unghiul MBA. MBA. A, M, B. Ca fiind unghiuri alterne. Alterne, interne. Tot unghiul QAB, QAB, cu care poate să fie congruent, cu care este congruent și în ce calitate? Da, dar din RAS e congruent cu AB și QAB e congruent cu AB, nu mai rezultă că și RAS e congruent cu QAB? RAQ RAS cu QAB. Cu QAB? Ca fiind opuse la vârf. Da. Sunt, sigur că da, dar nu în calitatea asta mă interesează. Mă interesează perechile alterne interne, alterne externe și corespondente. Deci insistăm pe QAB, cu cine altcineva mai poate fi surprins QAB? Cu S-A-R. Cu S-A-R. Opusă. Dar nu așa. Nu mă frământe cu el. S-A-R. Ci un alt unglat. Acum MBP. MBP. Corespondente. MBP. Ăsta de aici, cât ăsta de aici. Ca fiind unghiul corespondent. Deci, tot QAB, QAB, congruent cu unghiul MBP, MBP, ca fiind unghiuri corespondente. Da. Haideți să mai luăm și pe unghiul SAB. SAB. S-A-B-U-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 
S, A, B. Cu A, B, P. Cu A, B, P. Alterne ca fiind unghiuri alterne. Interne. Alterne, interne. Și? Tot să abă? Da. Tot să abă, sigur. Să abă cu... cu M, B, N. M, B, N? Sigur că da. În ce calitate să abă? Corespondente. Deci, S, A, B, congruent cu unghiul M, B, N, M, B, N, ca fiind corespondente. Da, corespondente. Hai să mai repet o dată, că nu vă sunt clare, nu mi-e bine mie. Nu mi-e bine, pentru că nu pot pleca în probleme să încep să lucrez dacă nu ați sesizat perechile de unghiuri. Deci, Adi,
tu trebuie să răspunzi acum, insist neapărat, două drepte la întâmplare, fără să încercăți paralele. Tăiate de o secantă, formează perechi de unghiuri, alterne interne, alterne externe, corespondente, dar nu mai spun că sunt congruente. Vreau să mi le numești pe cele, da? Eu am să mă trec așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Da. Spune-mi pe alterne interne. Toate unghiurile alterne interne. Alterne interne. Păi 3 cu 7. Bun. 4 și cu 4 și 5. Astea sunt alterne interne. Atât? Stop. Vlad, vreau să spun pe, spunem pe alterne externe. 1 cu 6 și 2 cu 8. 1 cu 6 și 2 cu 8. Și Anca, corespondente. 6 cu 3. 6 cu 3. Și 8 cu 4. 8 cu 4. 6 cu 2. 6 cu 2. E bine, da? 2 cu 5. Nu e bine 6 cu 2. 2 cu 5. 3 cu 6, da? Și 6 cu 1 cu 7. Și 4 cu 8. A zis. A zis, da? Astea sunt perechile de unghiuri alterne interne, alterne externe și corespondente. Dacă o pereche din acestea sunt congruente, una singură, le obligă pe dreptele astea să nu fie așa cum le-am dat eu, ci să, în clipa aceea, sunt paralele. Deci, din toate perechile care astea sunt alterne interne, alterne externe, corespondente, dacă doar o pereche din motive riguros determinate din problemă poți să spui că sunt congruente, atunci dreptele nu au șansa să mai fie așa cum le-am desenat eu, ci dreptele sunt paralele. Iar dacă sunt paralele la început, atunci toate perechile de unghiuri sunt congruente. În problema noastră am avut că sunt, cum am văzut, că sunt paralele și atunci toate perechile care le zici, alterne interne, alterne externe, corespondente, toate, sunt congruente. Alterne interne avem parcă două perechi. Da. Alterne externe două perechi. Și corespondente sunt patru. Dacă din cele patru și cu patru, opt perechi, doar o singură pereche o descoperi că sunt congruente, atunci obligi dreptele să fie paralele. Dacă însă sunt paralele, toate cele opt perechi sunt congruente. Da? Deci, vedeți că avem și o șansă pentru a arăta că două drepte sunt paralele. Când ni se dă într-o problemă două drepte și o secantă care le taie, deci, și ni se cere să se arate că dreptele sunt paralele, nu ai decât alternativa asta. Să folosești bine ipoteza, să vezi cum te strecori spre două unghiuri, care să capete calitate de alterne interne, alterne externe sau corespondente, să fie un echipaj din cele 8. Să fie un echipaj din cele 8. Congruente. Și congruente. Și atunci dreptele sunt paralele. Da? Așa trebuie să înțelegem ca să putem să facem problemele acestea. Altfel, noi ne învârtim așa, suntem într-o nebuloasă și nu înțelegem nimic. Facem, trece timpul și nu am făcut nimic clar ca să ne fie, cum să spun, să avem posibilitatea să ne ducem acasă. Am înțeles. Știu să mă fac treaba asta. Să încep să zâmbești în interiorul tău. Ăsta e lucru superb. Asta vreau eu de la voi. Bun. Acum, să ne întoarcem aici. Dreptele sunt paralele. Asta înseamnă, Vlad, că avem ce dacă dreptele sunt paralele? Toate cele 8. Perechi de unghiuri congruente. Deci toate cele 8 perechi, 4 de corespondente, 2 de alterne interne, 2 de alterne externe, sunt congruente perechile. Cele care știm toate, Vlad, da? Toate sunt congruente. Adică X-ul ăsta de aici, Vlad, cu care va fi congruent în mod sigur? Cu... cu ăsta, da? Deci noi am scris. Deci ăsta de aici, dimătat cu X, uite așa, Vlad, e congruent cu ăsta, congruent și cu celălalt. Că am vorbit mai devreme, alterne externe și corespondente. Ce mai sesizăm? Știm bine că două unghiuri adiacente, adică care au o latură comună, atenție la aici, unul are unghiul RAQ
și cu QAB sunt unghiuri adiacente. De ce? Au același vârf, A, și sunt de o parte a unei drepte. Sunt unghiuri, cum se, chiar nu se numesc acele unghiuri care împreună fac 180 de grade. Am uitat chestia. Suplimentare. Suplimentare, da? Sunt unghiuri suplimentare. Și cele logice, complementare. Da? Bun. În cazul de față, avem perechi de unghiuri, găsim perechi de unghiuri care sunt suplimentare, adiacente și suplimentare. Deci, unghiul RAQ plus QAB fac 180 grade. Dar QAB, cu cine era congruent? QAB care are... Cu MBA. Cu MBA, foarte bine că al termenii. Interne. Și tot așa, că tot QAB și cu PBN. Da. Adică unghiul RAQ și cu QAB, fiindcă sunt de o parte aici, fac împreună 180 grade. Să scriem asta, da? Hai să scriem și noi. RAQ, unghiul RAQ, adi spune RAQ, plus unghiul care? Plus unghiul, plus QAB. QAB este egal cu cât? 180 de grade. Deci măsura unghiului, așa da. Parte să scrii, nu? Da, măsura unghiul ăsta, plus măsura unghiul ăsta, egal 180 de grade. Scriem corect, da? Da. Așa cum scris la clasă. Deci măsura lui RAQ plus măsura lui QAB egal 180 de grade. Dar măsura lui QAB, măsura lui QAB, este egală cu măsura, este egală cu măsura cui? NBP sau MBA. NBP sau MBA. Hai să luăm pe NBP, că da. Aici e 4X, mă interesează. Deci măsura asta e egală cu măsura lui NBP. NBP. Adică, înseamnă că în loc de QAB, de măsura lui QAB, poți să fac măsura lui NBP, aici, da? Deci ăsta de aici să-l pun sus. Și din cele două ori iese că măsura lui, măsura unghiului, RAQ, plus măsura lui NBP, măsura lui NBP, egal cu 180 de grade. Dar RAQ cu cine a fost dat notat? RAQ cu X. Cu X. Deci zicem X plus 4X. 4X egal adică, cu... Da, 180 de grade, adică 5X este egal cu 180 de grade, adică X este egal cu 180 împărțit la 5. Anca e egal cu 180 împărțit la 5 și cât face Anca? 30. Dacă 3, 5 în 18 merge de 3 ori, rămâne cât? 3, 5, 15, 3 cu 0, 30. 5 în 30 de 6 ori. 36 de grade. Deci, iată că am aflat pe X în clipa asta. Dar atenție, copii, mi-am permis să spun că putem... Acum sunt corespondente. X cu 4X. Da, da, de fapt... Nu sunt corespondente. Acesta e corespondent cu ăsta de aici, cu, am vorbit de asta, A, B, P. Dar, dacă am spus că R, A, Q e congruent cu A, B, P ca fiind corespondente, poți să rotești cu ăsta cu X. Iată, era mult mai ușor să spun, aici fac 180 de grade. Deci, se vede, X plus 4X fac 180 de grade. Era mult mai rapid, nu? Așa am învârtit un pic problema. Pentru că m-am dus la, după observația că aici ar fi 180 de grade, adică RAQ plus QAB fac 180 de grade, iar QAB este cât PBN. Și tot același lucru, nu? L-am dus pe ăsta 4X, l-am dus aici.
Și X cu platul X fac aici, cât fac? Fac 180 de grade. Și în felul ăsta am aflat X. Domnul profesor, acum nu te dăm seama că trebuie să facem cu A, cu A paralel cu B, nu te dăm seama de ăsta, dar de M măsurarea lui R A Q cu plus măsurarea lui Q A B, poate nu vedeți, nu ne dădeam seama. Vezi, în clipa în care avem unghiurile congruente, înseamnă că au aceeași măsură. Deci, dacă am unghiurile congruente și avem acolo, din cauza paralelismului, unghiurile acelea sunt congruente cu cele 8 perechi de care am vorbit, da? Și dacă două unghiuri sunt congruente, au aceeași măsură. Și atunci am scris relația folosind măsura lor. Da? Deci, măsura lui RAQ cu cine a fost notat, Adi? RAQ a fost notat cu măsura sa este X. Da. Iar măsura lui PB, cu 4. 4x, da? De ce am putut folosi x plus 4x egal cu 180 de grade, deci 5x egal cu 180, de unde am constatat că x este atât. E, acum problema e cum aflăm pe z? Cum aflăm pe z? Că z este mba. Z este unghiul mba, corect. Z plus 20, da? Z da. Plus 20. Și MBA împreună cu MBA împreună cu QAB. Cu QAB. Cu QAB. Sunt congruente. MBA cu QAB sunt congruente ca alterne interne. Doar atât. Adică în loc de asta, merg pe mâna ta, Mirunate, mă ajut ca să finalizăm ideea asta. Deci aici, în loc de asta, cât se pune aici? Z plus 20. Z plus 20, pot să spun așa, nu? Din ce motiv? Dacă ăsta e Z plus 20, are măsura, și ăsta e tot Z plus 20. Și... Aici, în total, cât sunt? Așa. Cât sunt aici? Cum? 180 de grade. 180 de grade. Adică Z plus 20 și plus X-ul fac împreună 180 de grade. Deci putem spune așa. Cum unghiul ABM congruent cu unghiul QAB rezultă că au aceeași măsură. Da? Au aceeași măsură. Adică măsura lui ABM. Deci dacă două unghiuri sunt congruente, au aceeași măsură. Înseamnă că măsura lui ABM egală cu măsura unghiului QAB. Da? Egal cu măsura lui QAB. Și a spun măsura lui ABM. Măsura lui ABM. Cât este măsura lui ABM? Măsura lui ABM e egală cu măsura... Nu, cu cine este egală? Că spun, de ce măsură este? Z plus 20. Egal cu Z plus 20 de grade. Rezultă că în loc de ABM vom pune Z. Da? QAB. Da. Și deci rezultă din astea două că măsura lui QAB, măsura lui QAB, e egală cu cine? E egală cu Z plus 20. Z plus 20. Și de desubt spunem unghiul RAQ plus QAB fac împreună 180 de grade, nu? Din ce motiv sunt astea așa? De ce motiv am ca? De ce el A, B, el A, Q plus Q, el B, fac 180 de grade, Adi? Păi pentru că ăsta... Păi te-am văzut că ești neatent. De ce te-am pus? M-am pus să zic pe Anca. Sunt suplimentare. Este motivul. De aia n-ai voie să părăsești de aici sala. Deci te poți trimis la mine și să fii absent. Iar eu ghicesc asta. Da? Și atunci, vezi, suntem în direct, mama aude, tata aude și nu-i bine
Da? Deci atenție multă. Ești tot timpul conectat la lecție, tot timpul să prinzi ceva, ceva dacă nu ți-e clar, întrebi. Bun. Să știi sigur că stau la la profon și se uită. Știi asta? Părinții. Nu crezi că se uită părinții tăi? Se uită, sigur că da. Auzi acum dialogul care l-a purtat. De ce? Trebuie să fii foarte atent. Așadar, spune și noi. Unghiu ier a chiu, unghiu ier a chiu și chiu a b și chiu a b sunt ier unghiu cât am zis? Ier. Ier a chiu și chiu a b sunt adiacente suplimentare, da? Adiacente suplementare. De unde rezultă că suma lor de unde rezultă? Asta, asta rezultă că măsura lui ier a q plus măsura lui q a b egal cu 180 de grade. Adică cine e măsura lui QAB? QAB este Z plus 20. Exact. Z plus 20. Acum traducem în relații. 36 Z de grade. Plus 36 de grade, corect. Egal adică e X-ul acela care știm, egal cu 180 de grade. Atunci Z-ul va fi egal cu 180 minus 56. Egal cu 120 de grade. Minus 56. Egal cu 124 de grade. 24 de grade. Și am rezolvat problema. Copii, vreau să vă atrag atenția că sunt problemele frumoase dacă voi începe să înțelegeți. Deci noi am avut paralelismul și a fost notat acolo unghiul acela cu X, celălaltul cu Z plus 20. Pe urmă, unghiul PBN cu 4X. Aflați pe X și pe Z de acolo, da? Asta aveam noi ca cerință. Prima dată ne-am speriat. Ne-am speriat nejustificat câte vreme. Doar trebuia să folosim. Iată, Anca, aici mai puteam spune așa că unghiul ABM este Z plus 20. Este cât P, B, N, care este de 4X. Ca fiind o... Așa, puteam să spunem... 4. Exact, Z plus 20, puteam să zicem așa, Z plus 20 de grade, este egal cu 4 ori 36. 4 ori 36, asta vreau să spun. 36 de grade și asta a fost... 144 de grade. Deci vine Z plus 20 de grade. Este egal cu cât ai zis? 144 de grade. Minus 20. Și când scădem 20, înseamnă că Z va fi egal cu 124 de grade. Și terminat problema. Tot acolo ar fi ajuns. Deci, eu am căutat culoarul mai lung pentru ca să vă atrag atenția că aici avem de-a face cu unghiuri adiacente suplimentare și să face problema să vedeți că ajung la acel lucru. Sigur, deodată puteam să observ mai și unghiul opus la vârf și era mult mai simplu de raționat. Dar am insistat pe partea asta. Bine. Haideți să vedem acum ce ne spunem la punctul B. Haideți să mai anunțat prietenii să urmească la Profonai TV acum. N-ai anunțat pe nimeni. I-am anunțat. Ai anunțat, da? Eu. Pe mine m-ați întrebat. Da, pe tine. Deocamdată nu, dar o să mai anunț mâine. Să mai anunț mâine. Da, deci n-ai anunțat, mă, ții. Eu? Fă o chestie asta ca să bucuri și pe alții. Da? Uite, hai să vedem un punctul B. Care îmi spune cele două drepte sunt paralele.
Da. Dar ce problemă? Nu, 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 nu. E o altă punct cu B. Da, da, tot zici că deci dreptele A și B sunt paralele. A și B. Punctul B al problemei. Altceva ne spune. Să vedem ce notații face aici. Zice așa. 50 este aici. Hai să fac și eu ca să fie cât mai aproape de realitate. Adică 50 de grade acolo nu prea arată. Deci secanta inversă să o facem. Și atunci suntem mai aproape de realitate. Unghiul ăsta e 50 de grade. Asta este X plus Y. Și ăsta e Z. Și aici este X. Z și respectiv X. Să aflăm X, Y și Z. Din problema asta. Păi... notăm ca să ne fie mai ușor să știm unghiurile ca să rezolvăm problema. Da. Da. Dar... hai să insistăm așa că poate... mă gândeam acum să mărim un pic ritmul, să spuneți. Relațiile care se scriu sunt următoarele. Ia să văd cine reușește să spună X-ul cu cine ar fi egal deodată. X-ul cu 50 de grade. Din ce motiv? Pentru că sunt altele externe. Corect. Și mai este... și Z e cu X plus Y. Tot altele externe. Dar domnul profesor, nu putem să spunem că X plus... deci relațiile care se scriu rapid, ca să nu mai pierdem timpul, am pierdut la punctul A și am vorbit de tot felul de unghiuri, alterne interne, alterne externe, corespondente. Relațiile care se scriu ar fi acestea. Cum ai spus? 50 de grade este egal cu X. X egal cu 50 de grade. Așa. Altă relație. Z este egal cu X. Z egal cu X plus Y. Aici, din cauza că sunt alterne... externe. Alterne externe. Anca, e corect? Da. Bun. Vlad, ce spui? E corect relația Z egal cu X plus Y? Da. Z egal cu externe. Alterne externe, sigur, da. Alterne externe. Înseamnă că pe X îl știm, îl băgăm aici. Da. Și vine că X egal cu 1, sau Z egal cu 1, pe X deci l-am rezolvat, Z egal cu 50 plus Y. 50 plus Y. Dar dacă notăm Z puțin mai sus, unde unghiul... cine îmi spune cu cât este Z deodată? Vreau să văd cineva care îmi spune cu cât este unghiul Z. Eu cu 50 cu... 50 de grade. Z. Z. Cine spune cu cine este egal Z? Este excelent. Foarte simplu. 50 plus Y. Măi copii, dar aici nu sunt decima? 180. 180. Deci X cu Z egal 180 de grade, pentru că sunt două unghiuri adiacente aici. Deci o altă relație este asta, X plus Z, egal cu 180 de grade. Cum pe X l-am aflat, da. Eu știu că este cât. Așa, deci vine 50. 50 de grade plus Z, egal 180 de grade. Z egal cu 130 de grade. Z egal cu 130 de grade, da? Da. Da. Și dacă pe Z îl știu, pot să-l aflu pe Y? Da, eu adoptez de grade. Mă duc în relații și în loc de Z pun 130. 130 egal cu 50 plus Y, nu? 50 de grade plus Y. Y grade, da? Și atunci rezultă că Y egal cu... 130 minus 50. 180, da. 80 de grade. Terminat problema. N-am dat să mai insist prea mult, nu? Am găsit repede unghiurile, pentru că dreptele au fost paralele, pentru că am văzut relațiile acestea datorită calităților de alterne interne, alterne externe, corespondente, ce au fost acolo, și am mărit un pic ritmul, că n-am dat să mai notez cu fake-ul ieri și iar să pierdem timpul.
Așa mai fă... Încă o oră se mai duce, nu? Nu, nu suntem... Chiar dispus să-i rostim chipar. Alo. Dați-mă treabă. Da, 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 sunt. Mulțumesc, la revedere. Adică, cum ești aici? Ești pe da. Câte timpul vreau să vedeam să mă... E 40 minute. Pardon, da, sunt ceva altă problemă. Vreau, a fost încălzirea, hai să zicem așa. Da. Și acum vreau să fim foarte, foarte atenți, colectați pe problemă. Cine știe să facă următoarea problemă? Apar n-avem cine. Noi. Ce problemă urmează, dar în mod sigur o să o știm să o facem, da? Da. Mai facem una înainte de aici? Da, de da. Deci, mai facem încă una și cum ne ducem la aceea? Da, aia de 800. Încă nu avem, nu vă simt așa că... Da. În figura alăturată... Nu, nu, care? Nu, care vezi, domnul profesor? 19, să ne uităm, da? Ați făcut-o ochii la școală? Nu. Deci, în figura alăturată, dreptele A și B sunt paralele. Deci, două drepte paralele, să le... Vedem. Dreptele A și B sunt paralele. N, A, bisectoarea unghiului acest. Deci ducem o secantă. O secantă N și M aici. Secanta ta e cele două drepte N. N. Și mă, ducem bisectoarea unghiului M, N, hai să spunem, P, da, un punct aici. Bisectoarea asta intersectează pe B în punctul A. Este bisectoarea unghiului MNP. MNP. Bisectoarea, am dus-o. Iar MB este bisectoarea unghiului NMA. Dar profesor, nu numim cu P? Deci P a fost notată pe A pentru a vorbi de unghiul MNP. Deci nu numim cu P? Da, de ce să unim? Dacă unghiul... Deci am zis nu triunghi. Da, unghiul. E bisectoarea unghiului MNP. Da? Bisectoarea. Bine. Iar MB e bisectoarea unghiului NMA. 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 Bisectoarea asta așa. Care taie în punctul C. În ipoteză, hai să spunem ce avem până acum. În ipoteză am așa. Că dreapta paralelă cu dreapta 3, cât de o dreaptă de secantă, de intersectează pe A, pe dreapta A, și egal cu punctul care? Dreapta D cu A, în punctul N. Mulțimea formată din punctul N. Dreapta D intersectează pe B, și egal cu punctul M. Bisectoarea unghiului MNP, spune că P este un punct care aparține dreptei anumic și bisectoarea unghiului care unghi am spus eu? MNP. MNP. Deci NA, hai să spunem așa, NA, NA, bisectoarea unghiului A, M, nu, M, N, P. M, N, P. Și așa asta intersectează, deci bisectoarea asta, N, A, intersectează pe B și egal punctul A. Acum, bisectoarea
unghiului A, M, N. Notăm cu M, C, cum intersecția acolo a apărut. M, C, e bisectoarea unghiului A, M, N. Și așa sta bisectoarea M, C, intersectează pe B, pe B, și egal, nu pe B, pe A, pe A, și egal punctul C, mulțimea formată din C. Asta este ipoteza. Toată aceasta este ipoteza. Mai scurt, hai să o luăm așa mai rapid. Două drepte trei o secantă, am dus bisectoarea unghiului ăsta și bisectoarea celălalt. Astea două fac împreună, în mod sigur, fac 180 de grade. Din ce motiv? Că ăsta de aici e cât ăsta, că ar fi în unghiul corespondent, și aici sunt două adiacente și gata, fac 180 de grade. Totdeauna, astea două unghiuri fac aici 180 de grade. Și am dus bisectoarea așa, spre așa celuilalt. Ele s-au întâlnit undeva, să vedem ce ne cerem problemă. Prima chestiune este amic, confuzia. Amic, să arătăm că MC, nu, MB, MB, la două cine este? Ăla de la intersecția aia. L-O-M-C cu noua. Așa, două aici, da? Da. Bun. Să arătăm că MB e perpendiculară pe AN. Dreapta MB, MB, perpendiculară pe AN. Hai să spunem că cele două bisectoare s-au întâlnit în ce, în ce punct? În punctul B. Asta trebuie să mai spunem în ipoteză la care. Deci, cum arătăm că MB perpendiculară pe AN? Noi știm că nu ai bisectoarea în mână B, de unde rezultă că M, N, unghiul M, N, A, e congruent cu unghiul A, N, P. Corect. Unghiul ăsta e cât ăsta, da? Bun. Și din... Hai să spunem aici 1 și 2. Unghiul 1, N, 1 până 2 sunt congruente, e cauza că am zis bisectoare. Încercăm să gândim problema și cum vom redacta, da? Și mai avem și că MC e bisectoarea lui AMN. Da, adică 3 cu 4. Da. M3 cu M4 congruente, din cauza că sunt bisectoare. Cum credeți că vom arăta că aici e 90 de grade? Cum vom reuși să arătăm că aici e 90 de grade? Unghiul, trebuie să arătăm că unghiul N-M-A, N-M-A, bisectoarea lui e M-C. Da. Și... Ca să fie 90 de grade, câte grade sunt unghiile unui triunghi? 80 de grade. Da. Dacă facem ca să rămână așa de 90, cât ar trebui să fie 3 cu 1? 90. Să facă 3 cu 1, să facă 90. Da. Adică, da, că facem... Deci, dacă am putea arăta că 3 plus 1 fac 90, iar rămâne acest unghi 90 de grade și ar fi totul rezolvat. Deci ne concentrăm acum, Vlad, pe ce? Pe ce idee să ne concentrăm? Unghiul M1 să fie împreună cu unghiul asta trebuie să arătăm. M1 cu M3 să facă 90 de grade. Dar M1 cu cine este? M1 este jumătatea cui? M1 e jumătatea lui M-A cu A-N-C. Deci M1 e jumătatea unghiului ăsta întreg, pentru că am dus bisectoare. A lui M-N-C. De acord? Deci M1 e jumătatea lui M-N-P. Dar M3 e jumătatea cărui unghi? Lui N-M-A. Lui N-M-A. Da. Ca cele două jumătăți să facă împreună 90, ar trebui ca unghiurile întregi
Cât se fac împreună, unghiurile întregi? 30 de grade. Păi cum să fii 30 de grade de mult? Nu, eu am. Ce zici? Nu, nu, 180 de grade, da? Da, așa, da. Eu am greșit. Îmi cer iertare, n-a fost toată. Deci, pentru ca jumătățile să facă, încă o dată insist, pentru ca jumătățile adunate să facă 90, ar trebui că le întregi, zici bine Vlad, să facă 180 de grade. Adică ar trebui să arătăm, am mișcat problema în a arăta că unghiurile întregi, adică ăsta tot și cu ăsta tot, să facă împreună cât se facă? 180 de grade. Oare face? Să vedem cum demonstrăm. Deci de ce unghiul ăsta tot și cu ăsta tot fac 180 de grade? Oare ăsta de aici cu cine ar fi congruent din ce știm din paralelism? Unghiul de aici cu ăsta cu cel deasupra, ca fiind în ce calitate ăsta și cu ăsta? Corespondente. Dar acum tot unghiul ăsta și cu tot unghiul ăsta cât fac împreună? 180. 180, că sunt suplimentare, da? Ei bine, din clipa în care am arătat că unghiul de aici tot, cu ăsta tot fac 180 de grade, jumătățile lor, adică M1 și cu M3, vor face 90 de grade și atunci astea sunt perpendiculare. Raționamentul e foarte clar. Miruna, insist încă o dată. Deci, ce trebuia să arătăm noi? Că segmentul MB este perpendiculară. MB, dreapta MB, da, e perpendiculară pe dreapta AN. Și am zis, ce bine ar fi dacă celelalte două unghiuri, dintre unghiul MBN, adică e vorba de unghiul care bat, unghiul mășină. Mășină, adică mai clar cum ne-am notat noi, 1 și M3. Dacă el împreună ar face 90 de grade, ar fi problema rezolvată. Da. Dar nu-i jumătatea cui? Anca, nu-i jumătatea cui? Deci ar fi problema rezolvată dacă... N-1. E jumătatea cărui unghi? M-N-P. Pentru că i-a dus bisectoarea încă. Din dusirea bisectoarei a fost unghiul împărțit în două mai. Și unghiul M1 este jumătatea unghiului întreg. Da? Iar M3 AD este jumătatea cărui unghi? M3 jumătatea lui M-N-M-A. M-N-M-A. Și acum, da, dacă s-ar întâmpla ca cele două unghiuri mari să facă împreună cât? M-A și cu M-N-P să facă 180 de grade, atunci ar însemna că problema este rezolvată, da? Cum redactăm anca? Ia să văd cum redactăm. Facem așa, hai să vedem. Anca. Mai întâi spunem că bisectoarea... Așa, bisectoarea... Bisectoarea lui N-M-A este... N-M-A... Este M-A... Deci faptul că M-B e bisectoare. Hai să începem. Demonstrația, da? Demonstrația. Vorbește tu și de adaptăm. Cu M-B, zi. M-B, bisectoare, a cărui unghi? N-M-A. A lui N-M-A. Rezultă că... Dar nu trebuie să demonstrăm că M-B e bisectoare, acum ne spune... Păi nu, ai dat în ipoteză, mai am dat. Iar, este dat. Mă spune că M... C. M-C, adică aceea care a dus-o, așa. Ori M-B, ori M-C, tot una. Aceea e dreaptă, da? Deci M-B e dată de autor. Deci M-B este bisectoarea unghiului M-A,
Rezultă că unghiul M3, cum am notat noi acolo, M3, este jumătate din ce unghi? Deci M3 este egal cu măsura unghiului. Hai, Anca, hai. Așa, cu măsura lui M A, supra 2. E jumătate din măsura lui M. Da? Lui M A. Pe de altă parte, mai avem și alte bisectoare. Care e N-A, nu? E N-A. Deci, e N-A. Încă tu aici poți să zic. E N-A bisectoare. Vorbim, poftim mai. Bisectoarea unghiului. Bisectoarea unghiului E, ăsta M-M-P. Da. M-M-P. De unde rezultă de aici că M1. Așa. M1 este egal cu măsura. Da, măsura lui M1 și măsura lui M. Da. Da. Este egal cu ăsta MNP. Măsura unghiului MNP supra 2. MNP totul supra 2. Și acum zicem, măsura lui M3 plus măsura lui M1, măsura lui M3 plus măsura lui M1 egală cu măsurile lor adunate. Nu jumătățile răsturile. Deci egal cu cine era măsura lui M3? Jumătate din. Deci măsura lui M A pe 2 plus măsura lui M P pe 2. Și egal acum mai departe cu au același unitor, îl punem unitorul cu M2 și înseamnă măsura lui M3. Spune-mi, egal mai departe, egal cu măsura lui NMA. Da, lui NMA plus măsura lui MNP, nu? Așa, plus măsura lui MNP, plus măsura lui MNP. Și egal mai departe cu NMA, NMA plus MNP. Trebuie să mai spunem că MNP e congruent cu ăsta deasupra, cu A, M, să notăm un punct aici, iar. Cu A, M, iar. Din ce cauză MNP cu A, M, iar? De ce sunt congruente ăsta cu ăsta? Pentru că MNP cu... Pentru că sunt adiacente suplimentare? Nu mai. Uite, Adi, insist. De ce MNP, unghiul ăsta de aici, de ce este congruent cu ăsta? Pentru că sunt corespondente, da. Sigur că da. Deci punem de sub. Unghiul MNP congruent cu unghiul RMA ca fiind alterne, nu alterne, corespondente sunt fac, da? Corespondente. Și atunci rezultă că au aceeași măsură. Deci măsura lui MNP egală cu măsura lui MNP măsura lui MNP egal cu măsura lui RMA. 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 Și atunci, în loc de... loc de MNP, vă scrie RMA. RMA. Da. Și continuăm. Egal aici cu, din difracții, 2 la numitor, NMA, scriu, măsura lui NMA, plus măsura lui... RMA. RMA. Și era mai departe cu. Și acum ne uităm pe figură. Cât este NMA adunat cu RMA?
Adică ăsta de aici cu ăsta de aici. Cât? 180 de grade. Deci egal cu 180 de grade. Cât sunt la decente da. Sănătate. Supra 2. Și egal mai departe cu 90 de grade. Și gata. Și dacă ăstea două... Deci am arătat ce lucru are. Ce am arătat? Că măsura lungul 3. Da. Deci am arătat măsura lui. Măsura lui M3. Plus măsura cui? Plus măsura lui, lui N1. Așa, măsura lui M1. Egal cu 90 de grade. 90 de grade, da. Și atunci de aici rezultă că cel de-al treilea unghi, adică NBM, cât o rămas să fie? Da, 90. Rezultă că măsura lui NBM este 180 minus celălalt de 2, deci tot 90 de grade, da? Și dacă Anca e tot 90 de grade, cum sunt cele două drepte dacă formează aici un 90 de grade? Sunt perpendiculare. Deci înseamnă că NB perpendicular pe NB. Deci de aici rezultă că NB din faptul cu 90 de grade NB e perpendicular pe MB. Deci NB e perpendicular pe MB, ceea ce trebuia să demonstrăm în cazul nostru. Da. Și mai zici? Mai avem un punct. De mic. Să vedem ce mai avem. MN trebuie să fie paralel cu OC. Ia să vedem zonul cu timpul? Aha. Da. Da, o oră și un minut.